În această dimineață, pompierii detașamentului Hunedoara au intervenit cu o auto specială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul de descarcerare și un echipaj smurd la un accident rutier produs pe drumul județean 687A, care face legătura între Hunedoara și Călan. În sprijinul pompierilor au acționat și două echipaje ale serviciului de ambulanță județean. În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau 7 persoane. 4 dintre acestea au avut nevoie de asistență medicală la fața locului. În urma impactului, dintre cele două autoturisme au rezultat 4 victime care au suferit traumatism abdominal și de mână stângă, traumatism cranian, craniofacial, plagă frontală cu pierderea cunoștinței, traumatism toracic și abdominal. Toți pacienții erau conștienți, au fost stabilizați la fața locului de medicul de ambulanță și transportați la UPU Hunedoara. Celelalte 3 persoane, dintre care și o fetiță în vârstă de 9 ani, nu au necesitat îngrijiri medicale. Din cauza accidentului, timp de câteva ore, circulația s-a desfășurat pe un singur sens de mers. Poliția a demarat o anchetă pentru a determina cauzele producerii accidentului.